Vine în legătură directă cu SRS, care, din câte am văzut, iarăși a ascultat ce am avut de spus. Și, după faptul că zâmbește, îmi dau seama că are ceva de comentat. Salut, Sorine, mulțumim și pentru astăzi. Da, o voi comenta pe Daria și spun la mulți ani Dariei. Și asta nu fiindcă e Fica ta, ci fiindcă este un membru care s-a remarcat, chiar cel mai tânăr membru care s-a remarcat de curând în clubul de gândire Gold FM. Adică eu spun în calitate de colega mea, nu de fica ta, la mulți ani. <laughs> Mulțumesc frumos, ai și cunoscut-o, a stat împreună și să trăiască și să trăiască și să trăiască tuturor, de fapt. Asta cu copiii nu ne putem abține, să nu-i omagiem, fiecare ni scoatem în față. O să vină vremea în care o să fac un talk show în curând cu Sabina, al tău. Am înțeles că deja se califică, și cel puțin la nivel politic, nu mă iau de chestiile de la școală care le știe bine Maică sa, dar la nivel politic are expertiză. Deci, la, la, la școală are rezultate extraordinare. Deci, mie nu vine să cred. Dar să depășim faza cu copiii noștri. <laughs> Da, nu-i mare. Adică toată lumea se regăsește în chestia asta cu copiii. Toți au copii, toți au nepoți, cred că le face plăcere. Problema e că totuși. ăștia care sunt la putere acum nu prea se gândesc la copii, nici la copiii noștri, nici la copiii lor măcar nu se gândesc. Și uh, pregătesc un viitor din ce în ce mai sumbru pentru români uh, și pentru generația aceasta care e pe linia de start. Uh, Exemplul cel mai concludent l-ai dat chiar tu, sigur, având opinia ta, care e diferită de a mea și este normal să se întâmple așa, în ceea ce privește bătălia pentru Primăria Generală a Capitalei și pentru viitoarele prezidențiale. Hai să este... Cum vrei tu, dacă vrei pornim de la asta, pentru că avem ambele subiecte. Sau dacă vrei, pornim de la ideea în care aș vrea să ne dezlușești, facem cum vrei tu, cum anume reușește Iohannis să se impună fără nici o problemă. Pentru că ne aduce o aminte de Băsescu cât de greu a fost să se impună în ultimul an de mandat. Acum vedem că Iohannis practic dictează asupra oricăror decizii. Începem cum vrei tu. Uh, da, începem cu asta, cu Iohannis. Iohannis uh, uh, a stârnit doar dezgust și doar indiferență. În timp ce uh, Traian Băsescu a generat ura. Uh, fiindcă a generat ură i s-a răspuns uh, cu aceeași măsură și uh, oamenii politici au arătat uh, mușchi. Iohannis, uh, generând doar dezgust și dovedindu-se un lider politic derizoriu, nu a fost luat drept țintă de Versații de cei câțiva oameni politici versați pe care îi avem și a fost lăsat în continuare să-și facă jocurile prin intermediul oamenilor din servicii cu care probabil până în penultima zi a mandatului este se află în, în, în relații Uh, hai să spunem de serviciu, în relații. Uh, Instituționale. Da. Uh, Pahonțu, despre care ai vorbit și pe bună dreptate, ai vorbit despre Pahonțu, care uh, uh, se manifestă ca un mare jucător uh, în această campanie electorală, uh, rivalizând cumva cu Coldea. Uh, Pahonțu. Uh, este scăpat din, de sub orice control. Este scăpat din hățuri, atât de Direcția Națională Anticorupție, cât și de parchetul general. Să nu uităm, și eu nu o să uit niciodată că a săvârșit o crimă la vânătoare, într-o partidă de vânătoare, pentru care a rămas nepedepsit. Să nu uităm abuzurile financiare pe care le, le face în calitatea pe care Oare el este scăpat liber uh, într-un spațiu care nu este o junglă, uh, este un spațiu locuit de cetățeni, uh, dar în care acest om, uh, cu instincte, uh, după opinia mea, criminale, repet, a săvârșit o crimă la vânătoare, uh, se comportă ca la casa. Dar, Adică, de mai fapt, parte, tu, tu, mai tu parte ceva că... din, din da. abilitățile și puterea uh, pe care o are cu Claus Iohannis, nu un de recunoștință că l-a menținut în funcție după ce uh, fusese ridicat în această poziție și consolidat de Traian Băsescu, dar uh, ca o precauție, nu vrea. Uh, ca la un moment dat, pe final de mandat, Claus Iohannis dând din coadă să îi provoace daune, așa cum s-a întâmplat cu Coldea, de pildă, în raport cu același Claus Iohannis. Deci tu ne spui că jucătorul de putere real este, de fapt, Lucian Pahonțu și nu Iohannis. El este cel executiv, cum ar veni. El, el e cel care impune anumite decizii. Da, uh, Pahonțu este cel care impune deciziile, dar iată că unele dintre aceste decizii sunt sugerate sau solicitate uh, cu mâna întinsă, uh, bătând obrazul uh, de către Claus Iohannis, care își pregătește cumva uh, un viitor post-prezidențial. Și care vrea să își obțină uh, asigurări uh, pentru perioada când nu va mai fi președinte, uh, cumva pe modelul, păstrând proporțiile, uh, utilizat uh, de Ielțân, uh, care i-a cedat puterea uh, lui Putin în schimbul uh, unei asigurări pe viața. Crezi că modelul ăsta rusesc, cum ar veni, unde parcă se ține mai tare cont de anumite cutume, de chiar de onoare, onoare a hoților sau a criminalilor, nu contează, dar un soi de onoare, merge și în România? Adică vom asista, de fapt, la niște asigurări pe care Iohannis sau Pahonțu, să le primească de la următorii jucători de putere, fără să aibă probleme, pentru că îți dau un exemplu din 2004, când s-a făcut schimbul de putere între PSD și Băsescu. Băsescu a primit sarcină să-i aresteze pe toți cei patru. Adriana stase, Hrebenciuc, Danian Popescu și Mitrea. Am fost eu de față, sunt martor viu, adică. Pot să depun mărturii oricând în fața oricărei curți internaționale. Mie mi s-a cerut să-i transmit lui Băsescu asta. Băsescu a luat dealul și omul s-a ocupat, cum i-a zis Uniunea Europeană, prin Jonathan Shili. Jonathan Shili a fost mesagerul Uniunii Europene. S-a ocupat și a arestat. Mai puțin pe Daniel Popescu, care era asociat inclusiv în jurul afacerii Luxten. Merg chestiile astea transmise de la un mandat la altul sau nu merg? Da, este o ștafetă de tip. Criminal care funcționează. Și îți dau un exemplu mărunt, dar e un exemplu de ieri și de azi. Doctorul Cârstoiu, care poate fi un om stimabil în calitatea lui de medic, dar care este promovat atenție de către Treambăsescu și de către Partidul Democrat prin intermediul, fostul Partid Democrat, prin intermediul Uh, uh, celor care astăzi sunt în poziții cheie în uh, PDN. Acesta este noua propunere uh, a struțo de Cămire. care, de care Rareș Bogdan zice, mă scuz că te întrerup, domne, dar ce, uh, ce, ce minciuni, domne, nu știm, este omul PSD-ul, eu cred că psd a Barna, cine este Cătălin Cârstoiu și vine Rareș ca să ne sugereze că Iohannis și Pahonțu nu au nicio legătură, spune, domne, le, noi, liberalii, nu-l cunoaștem pe Cătălin Cârstoiu, nu știm cine este. Nu-l cunoaștem, spune Rareș Botan, nu știm cine este, dar devenim purtătorul de cuvânt, de cuvânt. al campaniei lui Cârstoiu, al campaniei <laughs> uh, electorale. Uh, am văzut la un post de televiziune un confrate uh, care conduce o publicație importantă în România și care a pus o întrebare... Uh, Atât de decentă încât uh, am rămas șocat. Uh, Asta pentru un post de televiziune care până acum a cântat în struna uh, PSD-ului. Și a cântat în struna candidaților împinși la înaintare de PSD. Omul, acest jurnalist cu care am fost coleg, spune pe bună dreptate, se întreabă, Dune, cum a renunțat un medic de mare succes, cu câștiguri corespunzătoare, cum renunță el la cariera lui de medic pentru a se duce să instaleze cabluri electrice pe sub pământ și conducte? Deci este o întrebare de bun simț. Dar în același timp șocantă. E corectă întrebarea. De ce a renunțat un medic de mare succes, cum se prezintă și cum probabil că este acest domn Cârstoiu, pentru ce? Pentru o leafă sau un venit de 10 ori mai mic la primăria generală a capitalei, unde va fi înjurat și scuipat de foarte mulți cetățeni cărora nu li se va putea face nici dreptate, nici căldură nu li vrei se să va că face parte din? Vrei să ne sugerez că face parte dintr-un sistem de putere subteran care îl propulsează no, la eu vârful nu sugeresc, jocului Eu spun cu, precizie, eu spun cu da? precizie că el este promovat în interiorul PNL de către fostul PD la cererea Că tot mai provocat da. la cererea ex, -președ, ex președintelui uh, Traian Băsescu, care încă exercită o mare putere uh, de a influența politica românească. Că m-a întrebat cum decurc da. lucrurile uh, da. cu succesiunea asta de putere, cu ștafeta asta de putere. Uite așa decurg Deci acest cârstoi este produsul lui Traian Băsescu, produs politic. Pentru că el, profesional, e produsul eforturilor pe care, meritorii pe care el le-a făcut pentru a promova uh, într-o uh, profesie extrem de complicată și de grea. Dar iată că a fost scos de pe șinele lui și trimis la înaintare în politică într-o situație quasi imposibilă. El a fost trimis ca, vezi, doamne, candidat independent, dar a fost trimis. Uh, de un partid politic și uh, înșurubată acolo și generează probabil un alt candidat independent în persoana lui Firea, care dacă până scuze mă azi, până, la firea, până, până la Firea vreau să stăm un pic la Dacă ia decide să candideze ea va candida ca independentă. Și uh, mai apare ce... un independent, atenție, mai apare un independent în persoana lui Piedonă care a ales să fie sprijinit de o fantomă politică, o, o mică asociație, asociere de partide politice, neînsemnate din punct de vedere electoral. Deci vom avea uh, un turnir uh, al independenților la București, pentru că până la urmă și Nicu șordan. Uh, rămâne chiar un, în independent acte, că chiar prea, un independent. Care în acte este un independent? Nu prea să... mare de cine să fie sprijinit. Da. Vreau să analizăm imediat asta, pentru că e foarte Cum important. Mă, că -am și... Interrup. Nu, nu mai întrerup. Eu, te... pe mine să mă scuz că eu te-am întrerupt pe tine, pentru că vreau să subliniem ceva. Mi-a atras atenția cu uh, o afirmație pe care ai făcut-o și nu avem cum să fugim de subiectul ăsta pentru că îl purtăm în spate. Revenim imediat la scenarii pentru că fiind totuși cel mai ascultat radio din București, că asta, cu asta ne lăudăm în acest moment. Noi facem jocurile pe radio, pe televiziune, poate fac alții, dar noi Clubul de Gândire Gold le facem pe radio și trebuie să le prezentăm celor care ne urmăresc scenariile, dar revin. Dom'le, noi avem ruxacul uh, rucsacul numit Rareș Bogdan în spate. Tu ești cel care aproape l-a inventat ca jurnalist, nașul lui, din toate punctele de vedere și profesional și personal, eu sunt cel care l-a făcut vedetă de televiziune. L-am luat în spate de la Cluj, sigur, l-am preluat de la tine cumva și l-am făcut mare vedetă de televiziune. Ni l-a furat Iohannis prin șantajul amical pe care mi l-a aplicat mie Eduard Helvig. o spun în premieră. Asta e Eduard Nu, nu ni l-a furat. Rareș Bogdan s-a lăsat furat. Rareș Bogdan s-a lăsat furat. S-a exact. cerut lăsat să sedus. Fie furat. S-a cerut, cerut să fie furat. S-a lăsat sedus, da? Adică n-a fost o gagică atât de virtuoasă, s-a lăsat sedusă ca să spună după aceasta. asta. ok, n-am luat în înjurăturile, flegmele și eu și tu, că bănuiesc că ai avut și tu destui care te-au înjurat din cauza lui Rareș și eu la fel. Măcar să fi meritat. Astăzi îl găsim pe și acum vin la afirmația pe care ai făcut-o mai devreme, din marele prim vicepreședinte, number one ce mai e el, posibil candidat la nu știu ce, responsabil cu comunicarea lui Cârstoiu, despre care aseară, ieri după amiază, ne spunea că nu-l cunoaște. Cât de mare e decăderea? Cum privești tu chestia asta? Eu mă gândesc că, indiferent ce s-a spus aseară și indiferent ce se va mai spune azi, mâine dimineață Rareș Bogdan își Uh, calcă orgoliul în picioare, uh, își strică programul, se duce de vreme la domnul Cârstoiu, da. să ia de acolo lumina. Adică să uh, îi spună domnul Cârstoiu cam ce vrea el să ne comunice nouă bucureștenilor, iar Areș Bogdan va trebui să. mintea al duce. Va trebui să conceapă uh, formule ingenioase prin care să facă dintr-un dintr necunoscut, dintr-un om lipsit de notorietate, chiar dacă în domeniul lui o fi vreo mare valoare, eu habar n-am, dar să zicem că este, să facă uh, un personaj cu o notorietate de 80-90% pentru bucureșteni ca să uh, poată să fie votat fără să se spună că au fost fraudate alegerile. Dar mai mult, Rares Bogdan uh, va trebui să învețe de la doctorul Cârstoiu uh, o anumită manieră uh, de a se adresa pacienților din București, pentru că va fi greu ca acest om să decoleze din meseria lui și uh, peste noapte uh, domnul Cârstoiu să devină activist politic. El va rămâne încă medic va trăi într-o stare de remanență. Medicul din el încă multă vreme. Iar Rareș Bogdan, în calitate de purtător de cuvânt, de vorbe, va trebui să-și adapteze discursul modului în care gândește un medic împins peste noapte într-o competiția atât de complicată și de grea cum este competiția pentru București. Rares Bogdan va trebui să se lupte și cu Piedone care este foarte popular și cu Firea dacă Firea decide să rămână în cursă ca independentă și să-și utilizeze instrumentele pe care le va mai avea mult timp în interiorul filialei PSD București împotriva candidatului susținut oficial de PSD. Va fi foarte complicat pentru Aleș Bogdan și de-abia aștept acest uh, spectacol să văd cum va trece peste acest spectacol. Nu știm nimic în legătură cu poziția lui Rareș Bogdan în viitoarea configurație politică uh, a Uniunii Europene, pentru că el era... Uh, number one, acum nu mai e number one, uh, Traian Băsescu i-a adus un alt number one pe care uh, i-a pus-o pe cap. Iohannis, Iohannis. Iohannis și eu nu știu dacă Rareș Bogdan se mai poate regăsi în uh, viitoarea uh. garnitură. Uh, Sorine, ca tra... să avem o concluzie legat de Rareș Bogdan, dar mai ales legat de PSD. Și după aia trecem la scenariile pentru București cu aliura asta de mulți independenți care vin la București. Dume, tu pariai, să zicem, hai să luăm un an în urmă, că nu mergem mai, mai departe. Tu pariai acum un an că oamenii ăștia o să fie atât de dominați de Iohannis, abuzați, cum am, a fost un termen dur, abuzați, practic, din punct de vedere politic, să nu poată să miște. Dita mai PSD-ul să accepte distribuție paritară pe o listă comună, PNL-ul având 10-15% în sondaje, ăștia având 30%, nu contează. Omul numărul 1 pus de Ioanis, candidatul la primărie pus de Pahonțu și de uh, Ioanis. Uh, ai avut gânduri de asta că va fi atât de rău? Pentru PNL ne-ai spus că PNL-ul va fi foarte rău. Ai prognozat asta. Dar pentru PSD, noi n-am prognozat că vor fi într-o formulă atât de obedientă. Ba, din punctul meu de vedere și mărturie, stau analizele pe care le-am publicat. Și PSD-ul urma să decadă ceea ce se și întâmplă, odată consumându-și bugetul de încredere aflându-se la guvernare și nu într-o guvernare bună și nu într-o guvernare ușoară și în al doilea rând prin combinațiile pe care le intuiam de ordin malefic, nu benefic pentru PNL pe care e obligat să le facă Marcel Ciolacu. Nu le facem că vrea el așa, că s-a trezit el dimineață, și vrea să slujească pe Claus Iohani, și vrea să facă una și alta. Nu. E obligat să facă. Trecutul lui l-a pus în situația în care să fie obligat să facă orice fel de compromisuri. Deci, nu am știut cum se vor desfășura lucrurile. Nu am cunoscut modul în care va decurge acest balet politic, dar tot timpul am spus că aceste două partide care își propuneau să formeze o struță, o cămilă, da. adică cămila să se împreuneze cu struțul ca să facă un ou de aur, să nu cumva să fie ou de aur, aur chiar partidul aur. Cam așa uh, pare. Am știut că uh, vor da într-o bâlbăială, Iar bâlbâiala care se întâmplă acum, este extrem de gravă, pentru că totuși Bucureștiul e cel mai important fief al capitalei. Dacă cumva, mie nu -mi vine să cred, dacă cumva PNL nu, mai, nu va mai avea dreptul să-și promoveze candidatul la sectorul 1, acolo unde PNL-ul, în mod tradițional, are șanse... Și dacă vine vreun candidat PSD, că acum să discutăm că nu s-a decis da. nimic, este și mai grav și asta este uh, bombana pe coliva uh, acestei struțo cămile în alegerile pentru București. Dar dacă analizăm uh, cu atenția cuvenită, cu mijloacele analiștilor politici ceea ce se întâmplă în București și extrapolăm, vom vedea că asta se va întâmpla în întreaga țară. Bun. O să tot avem timp să discutăm despre decăderea PSD și dacă nu va fi o revoltă acolo. Însă, de astăzi putem să discutăm și începem așa felul în care se va defecta PSD-ul și electoratul său la București prin două candidaturi independente care au fost refuzate de Iohannis. Pe masa lui Iohannis, de discuție cu psd a fost și candidatura lui Piedone ca și candidat comun aproape clar câștigător, PSD-PNL, cu PUSL-ul ăsta în coadă, sau fără PUSL-ul ăsta în coadă, că s-a discutat și asta, și candidatura Gabrielei Fira. Singura candidatură care nu ieșea câștigătoare, candidatură comună, era a lui Burduja. Burduria a degeaba candidat în comun cu PSD și PNL, că nu putea să câștige. În rest, pe toate scenariile, dacă Piedone sau Firea erau candidații PSD-PNL, ei ar fi câștigat primăria Municipiului București. Astăzi, pe strategia și impunerea lui Iohannis, noi observăm clar că uh, electoratul PSD este furat și că acest Cătălin Cârstoiu, despre care vorbeai, urmașul pedeliștilor al lui Băsescu, cum ar veni, urmașul lui Băsescu în vremurile lui Iohannis, rămâne fără susținători, pentru că o parte din susținători, în mod clar, se vor duce la piedone. Dacă va candida Gabriela Fira, o altă parte se duce la Fira, nu prea mai rămâne nimeni să-l voteze pe nu Cârstoiu. Va și, candidat... de aici, te rog. și dacă da. nu va candida Gabriela Firea, o parte din elector tot nu se vor duce la Cristoiu pentru că vor veni cu resentimente. Nu se vor duce cu resentimente către un candidat care le-a fost vârât pe gât. Cu o mișcare inversă a forcepsului, că forcepsul e făcut ca să scoată, nu ca să îți bage pe gât ceva, dar acum e o mișcare inversă. Deci, oricum am luat Uh, este prost. Este prost pentru uh, PSD, este prost pentru liberali, după opinia mea este prost și pentru uh, Claus Iohannis. Și cine știe s-ar putea să ne mai pricopsim încă patru ani cu Nicușor Dan din toată aiurea asta. Hai să luăm un pic pe porțiuni. Uh, Fă-ne, te rog, descrierea lui Piedone și a potențialului său, prin ce crezi că s-ar remarca? Păi Nicușordan îl lăsăm deoparte, că se ocupă Cornel Nistorescu și alți oameni de la Coldea, de Nicușor. Dan. l-am văzut, e primar în funcție, ne-am plâns tot timpul, dar hai să, hai, să hai să vorbim despre cei care vin în acest joc. Piedone, n a mai fost niciodată la prima A Are o experiență extrem de vastă în administrația publică. Eu unul mi-l amintesc, poate și tu, poate și cei care ne ascultă. De pe vremea când era inspector, undeva la protecția alimentară, ceva de genul ăsta, și mergea prin magazine și piețe și găsea produse alterate, stricate, și era foarte activ și apoi a devenit primar a candidat, a devenit primar al unui sector din București, a fost un primar foarte bun, extrem de apreciat de către oameni. Uh, au încercat să rupă gâtul și parțial au reușit uh, după nenorocirea de la uh, uh, cum se cheamă, când au murit colectiv, colectiv. De la colectiv. Așa. În cele din urmă s-a dovedit că este nevinovat, a ieșit și a candidat la un alt sector unde nu mai acționase în calitate de primar și acolo a fost bine primit de către cetățeni. Și vreau să ne amintim că a început de la sectorul. 6, Sorine, când era consilier, inspector, era la Dan Darabont, acum 20 ceva de ani, la sectorul 6, a trecut la sectorul 4, după aia la sectorul 5. De vorbea vorbeam inițial, da. Și, și aici s-a dovedit a fi și activ, și destoinic și apropiat de cetățeni, și bun uh, gospodar. Deci, uh, o parte din cetățenii celor două, trei sectoare, în mod cert, uh, îl vor vota și îl stimează și îl vor susține. De ce nu a fost el judecat de către PSD, după părerea mea, este un mare mister. Dar cert este că, în momentul în care el a anunțat că va candida, o televiziune care era aruncată altui candidat și altui partid, Uh, practic, a semnat cu el uh, un contract de promovare. Deci, o televiziune importantă îl va susține și va deveni vehicul electoral pentru uh, Piedone. Deci, nu numai că are o priză extraordinară uh, de buldozer la electoratul, la electorii din București, dar iată că fără prea mare eforturi din partea lui, una dintre televiziunile cele mai uh, bogate financiar uh, îi se pune la picioare. Și se vede pe lângă pe lângă Voiculescu, nu. nu? Pe lângă da. lui Voiculescu. Da. da. Uh, deci Are, deci are toate susținere, are susținere publică, are talent, are susținere mediatică. Și tu spui, domnule, cam îndeplinește condițiile, chiar dacă are un partid mic, pentru că tu ai spus, domnule, partidul nu contează în spatele lui, el pare independent. Ai spus acum 20 de minute. Da, el, el este, pare independent. El, de fapt, e independent, da. Da. Hai să discutăm scenariul Gabriel Afira, că e foarte important. Am văzut că te-ai ocupat un pic de el, dar aș vrea să-l discutăm și din punct de vedere al candidaturii, dacă E o candidatură, ca să zic așa, eroificată în urma abuzului săvârșit asupra ei de către colegii din PSD. Și prin această candidatură, cât de tare se defectează mecanismul PSD, respectiv PSD-PNL, la București și la europarlamentare? Eu pe Gabriela, Fira o cunosc foarte bine. O cunosc și atunci când la Antena 1 avea emisiuni zilnice. Dar am cunoscut-o de aproape atunci când uh, amândoi am devenit senatori, practic în da. comitent. Ea senator uh, promovat de Victor Ponta la PSD și eu senator promovat de Crina Antonescu la PNL. Ea a devenit în prima mișcare purtător de cuvânt al PSD, iar eu consultant, per, consilier personal al lui Crina Antonescu. Partidele cele două partide erau în tronțelegere dar în același timp erau și într-o continuă dispută cum se întâmplă în asemenea coaliții Deci am avut posibilitatea să o cunosc în toate aceste ipostaze foarte de aproape pe Gabriela Firea Dimineața în Parlament eram printre puținii senatori care mergeam și făceam declarații politice. Din nou mă întâlneam cu Gabriela Firea, ea făcea declarații politice, pormeșeam și eu la microfon și eram harnici. Și unul și altul am ajuns la Comisia pentru Cultură a Senatului României și acolo fiecare conducea câte un grup de interese, zic eu, legitime, politice, cu viziuni să zicem diferite. că era cultură și mass media, și așa v-ați regăsit. Era cultură și mass media, practic da. pe domeniul de expertiză în plus. Da. Da. Ce pot să spun despre ei? Că a fost foarte ambicioasă, foarte harnică. Uh, își ducea proiectele uh, până la capăt, cu îndrăjire. Uh, avea și elasticitatea necesară pentru a negocia și a trata. Iar între timp, ea a crescut. Eu m-am retras în tranșele minunate ale presei și sunt fericit că sunt în aceste tranșe. Ea a crescut în, în politică, a devenit un politician versat. Are priză, are priză în, în rândul unei mase uriașe de activiști care sunt foarte importanți, sunt cei mai importanți pentru că sunt activiștii de bucurești. Da. Adică oameni uh, cu stare, uh, oameni bine înșurubați în politica uh, PSD și care au ales o nu știu câte oară, uh, să i reprezintă. Ce va face? Cunoscând-o foarte bine pe uh, Gabriela și cunoscând modul în care funcționează ambiția uh, din ea, ce va face Gabriela, Fira începând de Astă seară, începând de mâine. Ea da. poate. Are o variantă: să pună coada între picioare, o variantă în care nu cred, să pună coada între picioare, să se declare învinsă uh, de sistemul întruchipat la prima mână în uh, Marcel Ciolacu și să abandoneze orice luptă pentru politică, pentru. Uh, primăria capitalei sau o luptă politică de revanșe pentru a-l decapita uh, pentru a-l scoate din joc până la urmă pe Marcel Cioacă. Ea poate să facă asta, să ducă la cratiță. În uh, mm. ne a și prezentat niște uh, feluri de desert pe care -am auzit, ecologice da. <laughs> pe care ea le-a pregătit. Ea poate să facă treaba asta, dar nu va face așa ceva, așa cum o cunosc va alege una din următoarele două variante. O variantă este să anunțe că va candida independentă, dar știind bine că va fi susținută de o parte importantă a electoratului PSD Absolut. din București și a activului, a activiștilor pe care ea i-a pus în funcție, ea i-a jucat, ea i-a premiat, ea i-a promovat. Și asta e o variantă. Și atunci să intre în cursă. Uh, și dacă va intra în cursă, se va lupta în primul rând cu doctorul Cârstoiu și nu cu Piedone, în primul rând, și nici cu unicul Jordan care avantaja de toată încurcătura creată de uh, struțo Camila. Și altă, altă variantă este să nu pună coada între picioare, să nici nu intre în cursă, dar să submineze întreaga campanie uh, pe care PSD încearcă să-și o facă în București pentru că are instrumentele necesare. Deci, deci lui... zici, dacă zici, dacă firea intră în cursă, uh, primul care moare din punct de vedere electoral este da. Nu? Dar, da. în același, dar în același timp, și Piedone va avea de suferit că nu mai are la fel de mult electorat de la PSD, cel avantajat fiind Nicu Șordan, nu? Cam așa zici tu. Da, și atunci stau și mă întreb dacă fără a fi deliberat această situație, Struțo Cămila PNL PSD nu cumva face un blat pe seama noastră a bucureștenilor, da. În favoarea lui Nicu da. uh, crezi că ar putea să meargă, și asta este chiar ultima întrebare, ca să nu întârziem, crezi că ar putea să meargă pe ideea, domne, îl lăsăm pe Nicu Jordan, că noi oricum facem majoritate și controlăm prin majoritatea din Consiliul General, dar chiar și așa te întreb. Nu crezi că este o iluzie de șartă? Crezi tu că mai este în stare acest PSD-PNL controlat de Iohannis și cu Iohannis la vârf să facă o majoritate în București? Concluzia mea este că această garnitură de conducere cu Iohannis în fruntă se dă pe gheață, iar gheața devine din ce în ce mai subțire, se va rupe curând și vor intra la apă. E, cu această concluzie care nu pot să spun că îmi displace, din potrivă, sunt și eu alegător ca și SRS, ca și voi care ne urmăriți în chem emisiunea, Sorine, te-am urmărit și seară la realitatea. Ai fost foarte bun la știri cu Delia Vrânceanu. Te urmărim în fiecare seară. Mulțumim foarte mult, prieteni. Să știți că sâmbătă a fost Sfântul Sabin. Am uitat să-i spun SRS-ului, dar m-a auzit. Sâmbătă a fost Sfântul Sabin, deci poate să îl sărbătorească pe Sabin al său, pe fiul său, un tip excepțional, un tânăr de viitor, în Tignă. Bruce Willis, care se aniversează astăzi, și aici ne-o face săracul. Under the Boardwalk. Să-l ascultăm cum cântă, azi nu în stare, un actor foarte simpatic. N-a fost poate cel mai mare actor, dar un actor foarte simpatic care n-a rămas în memorie. Mie mi-a plăcut foarte mult stilul lui, încă de la Maddie și David, un serial de acum 30 de ani din tinerețile. Noastre. Revenim cu Petru Romoșan și subiectele extrem de incitante din plan geopolitic.